nereguli grave pe Dunăre, marinari băuți sau absenți de la bord și scrumbie pescuită ilegal. Asta au descoperit polițiștii de la Transporturi din România în urma unor verificări. Controlele au fost făcute în cadrul unei operațiuni pentru creșterea siguranței navigației pe fluviul Dunărea. La nivel național au fost date amenzi de peste 50.000 de lei. Colega mea, Mariana Zaharia, a urmărit subiectul și vine cu toate datele. Te rog, Mariana. Am găsit, potrivit Poliției Române, au fost făcute aproape 300 de controle în care au fost verificate peste 1000 de persoane, cetățeni români și străini, dar și 19 societăți comerciale, persoane juridice. În urma verificărilor au fost constatate 29 de infracțiuni și au fost date amenzi de peste 50.000 de lei. În timpul verificărilor făcute la bordul mai multor nave cu pavilion românesc, sub pavilion românesc, polițiștii au găsit marinari băuți, iar pe unii membri ai echipajului nu i-au găsit deloc. Asta le-a atras cerul în cauză dosare penale. De asemenea, pe brațul Borcea, polițiștii au găsit doi bărbați care pescuiau scrumbie cu ajutorul plaselor, deși la acest moment pescuitul scrumbiei este interzis și ei s-au ales cu dosare penale. Pe brațul Arapu, un bărbat a fost oprit de polițiști în timp ce conduceau o embarcațiune care nu avea număr de înmatriculare, nu avea nici certificat, iar bărbatul nu avea permis.